Suntem, iată, în aceste zile la prima ședință plenară a Parlamentului European din acest an. Pe agenda sunt teme economice, dar ar fi mai bine spus, poate pe agenda acestui an, în Parlamentul European, sunt multe teme economice de interes major. Aș începe cu una care se referă la tineri. Ați făcut chiar o trimitere recent pe pagina dumneavoastră la un articol din New York Times despre Aging Europe. Și începea acest articol cu o trimitere la vorbele unei bătrâne doamne care a căzut și nu se mai putea ridica. Este oare Europa în această poziție? Este o Europa îmbătrânită care își găsește greu formule de a încuraja tinerii să rămână, să muncească aici și să prospere aici? Da. Eu cred că nu. Nu este o Europa îmbătrânită, nu este o Europa anchilozată. Însă, de ce acel articol mi s-a părut important? Pentru a duce Europa înainte, categoric trebuie să știm care sunt provocările. Și pentru asta, de multe ori, în munca cotidiană ne pierdem, ne gândim cum să gestionăm temele care vin, problemele care vin, dar de multe ori pentru a duce, repet, Europa, dar și acasă, țara noastră înainte, comunitatea noastră, județul, orașul înainte, trebuie câteodată să facem un pas în spate, să ne uităm în mod fundamental unde suntem. De aceea acel articol care, deși vorbea despre o Europa ușor anchilozată, opinie pe care eu nu o împărtășesc, cred că era relevant pentru că ne trimitea la provocările mai mari, la provocările demografice, la echilibru social în Europa și așa mai departe. De altfel, nu trebuie să uităm faptul că Europa a traversat una cel mai puternice crize economice de-a lungul ultimilor 5-6 ani. Noi nu am cauzat această criză. Ea a fost cauzată în principal de Statele Unite ale Americii, dar criza ne-a lovit fiindcă am fost vulnerabili, fiindcă nivelul datoriei în Europa era prea mare. Dacă datoria publică este prea mare într-un stat, atunci capacitatea unui guvern de a reacționa, de a ajuta oamenii, de a sprijini economia, dacă se întâmplă un eveniment negativ, neprevăzut, este limitată. De aceea, prea multă datorie publică nu este bună. Nivelul productivității nu era suficient de ridicat, economiile noastre nu erau suficient de competitive, sistemul bancar nu era în regulă, guvernanța economică, în special la nivelul zonei euro, nu era suficient de puternică, adică statele utilizau o monedă comună la nivelul zonei euro, de pe urma cărora aveau evident beneficii. Eu cred în continuare în moneda unică și iată dovadă faptul că acum la 1 ianuarie un nou stat, Lituania, a aderat la euro, anul trecut Letonia. Deci Europa crede în continuare în moneda noastră unică, în euro, monedă care se dezvoltă bine. Dar ce vreau să spun este că regulile pe care le aveam pentru guvernarea zonei euro erau insuficiente și a trebuit să le îmbunătățim. Vestea bună este că am acționat în toate aceste domenii. Avem un tratat fiscal care limitează nivelul datoriei publice în Europa. Am întărit sistemul bancar prin Uniunea Bancară. Am luat o serie de măsuri pentru a implementa reforme structurale, a face economiile noastre mai competitive, mai productive și mai atractive pentru investitori, că în fond locurile de muncă sunt create în primul rând de investitori privați, nu de guverni, iar investitorii privați investesc doar într-o economie competitivă puternică în care au încredere atractivă. Deci de aceea cred că am făcut foarte multe de-a lungul ultimilor 5-6 ani, în principal pentru ca o eventuală criză economică viitoare să nu mai poată lovi niciodată cetățenii europeni și români așa cum ne-a lovit în trecut, dar repet, cred că trebuie să ne gândim și la temele mai mari, fiindcă, iată de exemplu, sistemul de pensii, dacă nu facem reforma sistemului de pensii acum, la momentul la care realizăm că nu ne mai ajung banii, e prea târziu. Dacă faci o reformă, chiar în aceste zile, guverne vorbesc despre creșterea vârstei de pensionare de la 65 la 67 de ani, dar nu este o chestiune pe care s-o poți face de azi pe mâine. Se face pe termen foarte lung.